Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! Azi ți-am pregătit încă un video foarte special. Este vorba de taroscopul elementelor pentru weekendul 7-8 noiembrie 2020. Aceasta va fi o etalare de tarot pe elemente zodiacale, adică ne vom uita împreună la zodiile de foc, berbec, leu, săgetător, separat la zodiile de pământ, taur, fecioară, capricorn, separat la zodiile de aer, gemeni, balanță, vărsător și nu în ultimul rând la zodiile de apă, rac, scorpion și pești. O să răspundem la întrebarea ce, unde și cu cine pentru weekendul 7-8 noiembrie 2020. Țin să-ți reamintesc că aceasta este o etalare generală. Prin urmare, ar fi bine să asculți atât mesajul pentru zodia ta, cât și pentru ascendent și lună. Dacă nu știi exact care e faza cu zodia, ascendentul și luna, în descriere am lăsat un link către un video în care explic pe scurt, foarte simplu, pe înțelesul tuturor, care e diferența dintre zodia, ascendentul și luna în harta natală, cum poți să le afli, de ce e important să știi toate aceste aspecte și cum te poți folosi de aceste informații. Înainte să începem, vreau să le mulțumesc tuturor celor care s-au abonat. Sunteți cei mai tari. Dacă nu te-ai abonat încă, ce mai aștepți? E foarte simplu, e gratis, nu te costă absolut nimic. Apasă și pe clopoțel ca să afli de fiecare dată când pun material nou. Urmărește-mă și pe Facebook sau Instagram, unde pun etalări de tarot în fiecare zi. Nu uita să dai un like, share și să-mi lași în comentarii cum se aplică această etalare pentru tine. Hai să începem! Aceasta va fi o etalare generală. E important să iei din ea doar acele mesaje care se aplică pentru tine. Să ții minte că eu nu prezic viitorul, viitorul e în mâinile tale. Eu doar interpretez potențialul energetic pentru acest weekend și îți dau o hartă astfel încât să poți să iei decizii informate. Pentru că informația este putere și eu consider că acesta este cel mai bun cadou care pot să vi-l fac, să vă ajut să luați decizii informate. Indiferent dacă urmărești această etalare de tarot pentru tine, pentru partener sau partenera de viață, pentru un membru al familiei, pentru prieteni sau cunoștințe, e foarte important de reținut că noi aici nu judecăm pe nimeni. Fiecare are traiectoria personală de viață, traiectoria personală de evoluție. Noi nu dorim răul nimănui, nu folosim informațiile pe care le aflăm aici în scopuri malefice. Suntem o comunitate care ne susținem, creștem împreună, evoluăm împreună, atât în plan spiritual, cât și emoțional, mental și, nu în ultimul rând, fizic. Mesaje pentru adevăr, echilibru și pace pentru weekendul 7-8 noiembrie 2020. Să începem cu zodiile de foc, berbec, leu și săgetător. Ce puteți să faceți în acest weekend? Unde puteți să vă aflați în acest weekend și cu cine s-ar putea să vă întâlniți în acest weekend? Pentru zodiile de foc avem pusnicul sau eremitul, 10 de bâte, regina de bâte. Zodiile de foc, berbecii, leii și săgetătorii în acest weekend își doresc să se retragă, să petreacă timp în singurătate. Aveți de procesat foarte multe informații, foarte multe sentimente. Toată această activitate pe care a avut-o Marte retrograd în zodia voastră și pe care continuă să o mai aibă încă o săptămână de acum înainte, v-a supra-solicitat în toate planurile, mental, emoțional, fizic, și aveți nevoie de acest weekend să luați o pauză, să petreceți timp în singurătate, în retragere, astfel încât să puteți să procesați toate aceste informații, toată această activitate astrală care s-a întâmplat pentru voi, dar procesați toată această activitate, o procesați într-un mod benefic, da? Pentru că Marte în berbec, în domiciliu, a făcut aspecte
pozitive către celelalte zodii de foc, către leu și săgetător, și în acest weekend puteți să beneficiați de toată această experiență de viață a ultimelor luni, ca să trageți niște concluzii, să învățați ceva, să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă și să evoluați pe următoarea scară în traiectoria voastră. Că e personală sau profesională, se aplică pentru ambele posibilități. Fiți foarte atenți la mesajele care vin din subconștientul vostru în acest weekend, pentru că vor fi niște mesaje foarte importante de care va trebui să țineți cont în următorii 2 ani cel puțin, până când Marte se reîntoarce în aceste poziții pe care acum le tranzitează în zodia berbecului. O activitate foarte importantă pentru zodiile de foc, activitate care se manifestă mai mult în plan intern, și dacă nu puteți, nu aveți cum să ieșiți din anumite situații, ați făcut anumite promisiuni și nu aveți cum să vă eliberați de aceste promisiuni, astfel încât să puteți petrece timp în singurătate, doar să știți că oamenii din jurul vostru o să observe această greutate, această apăsare asupra voastră, o să observe că nu sunteți acolo, de față cu ei, întru totul, pentru că mintea voastră este în altă parte. Și e și normal, cu atâta activitate în zona asta subconștientului vostru, cu atâta activare a zodiilor de foc cât am avut în ultima perioadă, este și normal să aveți nevoie și de un respiro. Încercați să dormiți cel puțin 8 ore pe noapte în acest weekend, dacă nu chiar mai mult. Și în situațiile de viață de zi cu zi, observați. Fiți foarte analitici și observați foarte bine ce se întâmplă în jurul vostru, ce spun oamenii, cum acționează. Fiți foarte atenți la mesajele pe care o să le primiți în acest weekend, fie subliminal sau prin semne care vi se arată. Poate să fie prin anumite animale care vă apar în cale sau anumite cifre care se tot repetă, mesaje de orice fel care se repetă de mai multe ori în acest weekend, fiți foarte atenți la ele și notați-le, pentru că o să fie de importanță pe viitor. Unde o să mergeți? Aveți 10-le de bâte pentru acei berbeci, lei și săgetători care o să călătorească în acest weekend. Văd o călătorie pe distanță scurtă spre medie, o călătorie care vă obosește, dacă sunteți forțați să călătoriți o să vă obosească, o vedeți ca o corvoadă, pentru că, bineînțeles, ați fi preferat să puteți să petreceți niște timp singuri, acasă, în retragere, în solitudine, astfel încât să vă puneți ordine în gânduri și în sentimente. Dar de asemenea văd că această călătorie nu este obligatorie. Dacă vreți, puteți să vă prioritizați pe voi. Este în mâinile voastre să spuneți: nu, îmi pare rău, nu o să pot să ajung acolo în acest weekend. Dar această capacitate de a te prioritiza pe tine deasupra altora este foarte strâns legată de stima de sine pe care o aveți. Cei care aveți o stimă de sine foarte ridicată, veți fi capabili să găsiți o metodă diplomată de a ieși din această călătorie, de a evita întâlnirile sau lucrurile care le aveți deja programate pentru acest weekend, pentru că înțelegeți că aveți nevoie, efectiv aveți nevoie de acest timp pentru voi înșivă. Pentru o mică parte dintre voi, în acest weekend o să vă întâlniți cu niște oameni care o să vă împovoreze cu niște task-uri în plus, cu niște activități în plus de făcut pentru voi. Că e un membru al familiei care vă mai dă o responsabilitate în plus sau un prieten care vă roagă să-l ajutați cu ceva. Și văd o mică categorie dintre voi care în acest weekend va trebui să își onoreze o promisiune, care simțiți că trebuie să vă onorați în acest weekend o promisiune, să ajutați niște prieteni să se mute dintr-o casă în alta, dintr-un apartament în altul, ceva muncă fizică, da? Pentru o parte dintre voi veți merge în acest weekend într-un loc unde va trebui să depuneți efectiv efort fizic și va fi un efort fizic considerabil. Cu cine vă puteți întâlni în acest weekend? Cu această regină de bâte, cu o persoană foarte carismatică, fie că e vorba de un bărbat sau o femeie, chiar nu contează, eu nu interpretez cărțile după genul lor. Această energie poate să o aibă atât un bărbat cât și o femeie, este o persoană foarte carismatică, cu foarte mult sex appeal, o persoană care atrage oamenii ca un magnet, o persoană care oriunde merge este centrul atenției, o persoană foarte bine dispusă, foarte optimistă,
glumeață, care este centrul atenției, este sufletul petrecerii. Pentru o parte dintre voi s-ar putea ca această persoană să fiți chiar voi, pentru că toată această energie de bâte e în sincron cu energia zodiilor de foc, dar dacă vă simțiți copleșiți, folosiți-vă de această persoană extrem de carismatică, lăsați atenția să cadă asupra acestei persoane, astfel încât voi să vă puteți concentra pe munca asta internă care trebuie să o duceți. Nu este neapărat o muncă foarte pe placul zodiilor de foc, pentru că voi în general sunteți mult mai externi, mult mai extrovertiți și vă place să acționați, să faceți, să fiți în centru acțiunii, în centru atenției, să fiți în miezul problemei acolo. E bine, în acest weekend se cere de la voi să vă retrageți un pic în interior și toată această muncă, toată această energie creativă, toată această forță creatoare să o canalizați către interiorul vostru, astfel încât să evoluați pe următoarea treaptă a existenței voastre. Per total, o energie foarte frumoasă pentru zodiile de foc. Hai să scoatem și o carte oracol din setul de cărți The Universe Has Your Back, da? Sau Universul te susține, îți ține spatele. Hai să vedem o carte pentru zodiile de foc. Mesajul pentru berbeci, lei și săgetători pentru acest weekend este să vă conectați cu forța voastră creatoare, cu creativitatea, cu bucuria intrinsecă care există în toate zodiile de foc de altfel, și universul vă va susține, va complota pentru a realiza toate dorințele voastre. Trebuie doar să acționați din puritate, din bucurie, din fericire. Și cred că asta este munca internă pe care trebuie să o depună toate zodiile de foc în acest weekend, să lucrați asupra voastră astfel încât și în interior să fiți această persoană extrem de creativă, carismatică, fericită, bucuroasă, nu doar la exterior. Să vă asigurați că această regină de bute nu este doar o mască pe care o afișați publicului, să vă asigurați că întruchipați într-adevăr această energie și pe interior, să o internalizați foarte mult cu această carte. Un mesaj foarte frumos pentru zodiile de foc. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică toată această energie pentru voi. Dacă nu v-ați abonat încă, vă îndemn să vă abonați, chiar mă ajută foarte mult. Orice like, share, subscribe și comentariu de-a vostru ajută la dezvoltarea acestui canal și mă ajută să pot să creez cât mai mult conținut pentru voi. Nu uitați să mă urmăriți și pe Facebook. Ne vedem acolo zilnic, pe Facebook sau Instagram, cu etalările de tarot zilnice. Și acum hai să trecem mai departe la zodiile de pământ. Taur, Fecioară, Capricorn. Să vedem ce îi așteaptă pe Taur, Fecioară și Capricorn în weekendul 7-8 noiembrie 2020. Ce puteți să faceți în acest weekend, unde vă puteți afla și pe cine puteți să întâlniți? Hai să vedem pentru zodiile de pământ. 4 de cupe, 2 de cupe, împăratul. Ok, pentru zodiile de pământ se pune foarte mult accent pe viața voastră sentimentală și emoțională, da? Nu neapărat relații de cuplu, ci felul în care vă simțiți pe interior, emoțiile care stau la baza întregii voastre existențe. Ce puteți să faceți în acest weekend? Avem aici 4 de cupe. Există un risc foarte mare să vă aflați într-o spirală descendentă, să vă faceți singur să vă simțiți prost în acest weekend. Cumva să vă creați singuri o situație neplăcută, pentru că aveți impresia că tot ce vă oferă universul este nepotrivit pentru voi. Nu vă place nimic din ceea ce aveți. Sunteți nemulțumiți și de partenerul sau partenera de viață, sunteți nemulțumiți și de locul de muncă, și de familie, și de prieteni, sunteți nemulțumiți de orice. Nu contează că poate în dulap aveți 10 rochi noi pe care nu le-ați purtat și 5 perechi de pantofi noi care n-au fost scoși din cutie, toți sunteți nemulțumite de orice. Pentru bărbați, nu contează că aveți
o mașină de anul trecut sau cea mai nouă variantă de telefon, toți sunteți nemulțumiți pentru că ceva vă lipsește, vă comparați cu ceva sau cu cineva și lucrul ăsta nu e ok pentru voi. Nu uitați că fiecare ne aflăm pe traiectoriu propriu și individual de evoluție în această viață. Nu are rost să vă comparați cu altcineva. Pentru că asta nu are cum să vă aducă altceva decât neplăcere, tristețe, poate chiar o ușoară depresie. Așa că mare atenție la acest risc pentru zodiile de pământ în acest weekend. Înțeleg că e greu pentru voi, ați fost trigăruiți în cele mai nasoale feluri și de Uranus în Taur, și de acest Mercur retrograd în Scorpion, și de toată aglomerarea asta de planete din Capricorn, dar n-ați fost ajutați din punct de vedere astral în niciun fel în acest an, dar mai e un pic și se termină anul și o să începem, sper, mult mai bine și mai armonios în anul următor. Revenind la acest weekend, este în puterea voastră să vă concentrați atenția asupra acestor trei cupe care sunt căzute pe jos și sunt goale, da? S-a vărsat tot conținutul din ele, sau în această cupă din spate, care conține în ea tot potențialul pe care voi vi-l doriți. Trebuie doar să vă schimbați perspectiva și asta nu o să o facă nimeni pentru voi. Vreau să fac foarte clar pentru toată lumea, să transmit foarte clar un mesaj pentru toată lumea. Nimeni în această viață nu este responsabil să te facă pe tine să te simți bine. Doar tu ai această responsabilitate. Mai ales pentru cei care sunteți într-un cuplu, într-o relație. Nu puneți presiunea și datoria de a vă face pe voi fericiți asupra partenerului sau partenerei voastre. Fericirea, bucuria vine din interiorul tău și doar tu ești singura persoană care poate să schimbe dialogul interior care se întâmplă în fiecare secundă, din fiecare minut, din fiecare oră, din fiecare zi în interiorul tău. Numai tu ești persoana care poate să schimbe lucrurile asupra cărora îți canalizezi atenția, evenimentele asupra cărora îți îndrepți atenția și gândurile toată ziua. Tu ești singura persoană care poate să schimbe toate aceste lucruri din interiorul tău. Nici o forță exterioară nu poate să modifice ce se întâmplă în sufletul tău, în mintea ta, în gândurile tale, în conștientul, subconștientul și supraconștientul tău. Doar tu poți să faci lucrurile astea. Dacă vrei să rămâi în această energie de 4 de cupe, să fii nemulțumit, nemulțumită, să nu-ți convină absolut nimic, ok, stai în energia asta. Dar dacă vrei să faci ceva ca să schimbi această energie, e în mâinile tale să faci această schimbare. Și sper că știți cu toții că niciun job, nicio relație, nicio casă, nicio mașină, nicio haină, nimic nu o să te facă mai fericit. Toate aceste lucruri materiale, toate aceste lucruri externe doar amplifică starea sentimentală, starea emoțională care deja exista în interiorul tău. Toate aceste cupe doar amplifică ceea ce se întâmpla deja în interiorul acestei persoane. Banii nu aduc fericirea. Existența lor sau lipsa lor poate să-ți amplifice o stare pe care tu o ai deja, dar banii, lucrurile materiale nu-ți aduc fericirea, la fel cum și o relație nu o să-ți aducă niciodată fericirea. Dacă tu ești în depresie, dacă ai o stimă de sine scăzută, dacă dialogul tău intern, da, acea voce care tot timpul îți spune ceva în fundalul creierului tău, dacă acest dialog intern este destructiv, îți spune non-stop că tu nu meriți să ai XYZ lucruri, că nu ești suficient de bun sau de bună, că nu ești pregătit sau pregătită pentru anumite lucruri. Dacă toate lucrurile astea se întâmplă în interiorul tău pe fundal, n-are cum o relație să-ți aducă ție fericirea. E imposibil. De aceea, recomandarea mea și marele semn de exclamare care îl trag pentru toate zodiile de pământ, pentru Taur, Fecioare și Capricorn în acest weekend este să fiți foarte atenți la ce se întâmplă în interiorul vostru. Pentru că există un risc major să vă pierdeți în această spirală descendentă. Partea pozitivă este că eu sunt ferm convinsă că fiecare dintre noi ne creăm viitorul. Viitorul nu este bătut în cuie, eu doar citesc un potențial energetic și aici vă atrag foarte mare atenția că există riscul pentru așa ceva. Dar dacă voi vă impuneți să nu vă permiteți să o luați în jos pe această
cale negativă. Dacă voi lucrați asupra voastră, dacă faceți pași mărunți să vă schimbați acest dialog intern, să vă creșteți stima de sine, dacă vă uitați în jur la toate lucrurile bune pe care le aveți, puteți să implementați lucruri foarte simple, cum ar fi în fiecare dimineață să vă uitați în oglindă și să spuneți 3 lucruri pentru care mulțumiți lui Dumnezeu sau mulțumiți Universului că le aveți momentan. Doar 3 lucruri, atât. Trebuie să găsiți 3 lucruri pentru care mulțumiți Universului sau lui Dumnezeu în funcție de relația fiecăruia cu divinitatea, cum vă e mai natural să aveți acest dialog. 3 lucruri în fiecare zi și o să vedeți că într-o săptămână o să vi se schimbe deja radical viața. Bun, unde puteți să mergeți sau să călătoriți în acest weekend? Avem aici doiul de cupe, e clar, o călătorie pe distanțe foarte scurte, o să fiți în mediul vostru cunoscut, nu o să ieșiți din zona de confort, foarte mulți dintre voi e posibil să rămână acasă sau să petreacă timp cu familia, cu partenerul, partenera de viață, cu persoanele dragi, cu persoanele apropiate. Mediul în care o să vă aflați în acest weekend este unul foarte pozitiv, este unul care vă susține, care vă ajută, dar trebuie și voi să vă ajutați singuri, da? Și aici aș aduce aminte de expresia cu că Dumnezeu te ajută, dar nu îți bagă în sac, da? Adică trebuie să vă ajutați și voi singuri. Și pe cine puteți întâlniți în acest weekend? Avem aici o carte foarte importantă, Împăratul. O să vă întâlniți cu o persoană de autoritate, o persoană care este deja realizată atât în plan personal cât și în plan profesional. E o persoană protectoare, fie un membru al familiei care tot timpul v-a protejat sau v-a luat sub aripă cumva, poate să fie un părinte, mama, tata sau bunici, de ce nu chiar și unchi, mătuși care sunt mai protectori de nepoți sau nepoatele lor, sau poate să fie o persoană din afara familiei, dar tot așa o persoană care e dispusă să vă ia sub aripa lor, să vă învețe anumite lucruri, să vă protejeze într-un fel. Dacă aveți nevoie de ajutor, dacă aveți nevoie de suport în a ieși din această situație, fie că, nu știu, treceți printr-o perioadă mai grea sau aveți un început de depresie sau poate aveți niște probleme financiare cu care aveți nevoie de ajutor, puteți să apelați la acest împărat, pentru că această persoană, fie că e bărbat sau femeie, e o persoană care e dispusă să vă ajute și care nu vă va judeca pentru faptul că cereți ajutor. Ba dimpotrivă, va aprecia această vulnerabilitate a voastră și va face tot ce-i stă în putință ca să vă ajute să ieșiți din aceste circumstanțe negative. Per total, o energie interesantă pentru zodiile de pământ. Nu uitați să-mi lăsați în comentarii cum se aplică pentru voi toată această situație. Sper să puteți să ieșiți din această energie de 4 de cupe, pentru că văd că aveți în spatele vostru un întreg sistem de siguranță, cum ar veni, da? Aveți oameni care vă susțin, care vă doresc binele și care ar face orice ca să vă ajute, dar voi trebuie să fiți cei care inițiați această cerere de ajutor. Hai să scoatem și un mesaj de la cărțile Oracle, The Universe Has Your Back, sau Universul ține spatele, Universul te susține, pentru zodiile de pământ. Mesajul pentru Taur, Fecioare și Capricorn este că vindecarea adevărată, vindecarea completă, se întâmplă doar după ce vă permiteți să procesați toate sentimentele și toate emoțiile care vă trigăruie, care vă declanșează anumite răspunsuri negative. Mesajul pentru zodiile de pământ este că în acest weekend ar trebui să vă folosiți de tot acest grup de oameni care vă susțin și vă doresc binele, că ar trebui să vă analizați exact ce procese se întâmplă în subconștientul vostru, ce procese se întâmplă în interiorul vostru, care vă declanșează anumite răspunsuri negative pentru voi. Analizați-le, detașați-vă de ele și astfel veți reuși să rupeți puterea pe care aceste
trigăre o au asupra voastră. Vă mulțumesc că m-ați urmărit până aici. Nu uitați să-mi lăsați în comentarii cum se aplică această energie pentru voi. Ne vedem zilnic pe Facebook pentru etalările zilnice. Mulțumesc tuturor celor care v-ați abonat. Dacă nu v-ați abonat încă, ce mai așteptați? E gratis, nu vă costă nimic și pe mine chiar mă ajută fiecare like, share, subscribe și comentariu de-al vostru ca să cresc acest canal și să vă pot da cât mai multe informații de calitate. Și acum hai să trecem mai departe la zodiile de aer, gemeni, balanță, vărsător. Hai să vedem mesaje pentru zodiile de aer pentru weekendul 7-8 noiembrie 2020. Ce puteți să faceți în acest weekend, unde puteți să mergeți și pe cine puteți să întâlniți în acest weekend. Pentru zodiile de aer avem 9-le de săbii, 3 de săbii și regele de săbii. Ok, un weekend foarte greu pentru zodiile de aer. Ce o să faceți în acest weekend, 9-le de săbii? O să vă consumați, o să vă tot măcinați și întoarceți o situație pe toate părțile. Mintea voastră nu se oprește deloc în acest weekend, există așa o măcinare din asta interioară, vă tot gândiți la ce s-a întâmplat, de ce s-a întâmplat, ce ați fi putut să schimbați, analizați fiecare detaliu al situației care s-a întâmplat deja, dar e totul retroactiv, adică oricum nu mai aveți ce face aici pentru că lucrurile s-au întâmplat, săbile au fost înfipte, treaba e consumată deja, dar pentru voi e ca și cum s-ar repeta din nou, din nou, din nou, în fiecare minut. Pentru că nu puteți să vă gândiți la altceva, vă gândiți doar la această experiență negativă, la vai, ce s-a întâmplat, vai, ce am spus, dar de ce am spus aia, dar puteam să spun așa și așa și așa, sau vai, ce s-a întâmplat, de ce s-a întâmplat așa, puteam să reacționez altfel și vă faceți tot felul de scenarii în mintea voastră care nu vă lasă să vă odihniți de nicio culoare. Chiar și când reușiți totuși să adormiți cu greu, pentru că pentru o parte dintre gemeni, balanțe și vărsător, văd că în acest weekend o să suferiți de insomnii, dar chiar și atunci când reușiți să adormiți, lucrurile astea vă macină și în somn și tot le procesați și vă mai uitați încă o dată la situație și încercați să o întoarceți pe toate părțile, dar orice ați face, oricum o dați, nu mai aveți ce să schimbați, pentru că lucrurile deja sunt consumate, s-au întâmplat. Da, e ok să învățăm din greșeli, clar, trebuie să vedem care e lessons learned-ul de aici, dar dacă rămâneți blocat în acest moment, în această situație, în lucrurile care au fost spuse, în acțiunile care au fost făcute în trecut, în tot ce s-a greșit, fie că e într-o relație personală sau o relație profesională, dacă rămâneți blocat în acest moment, n-aveți cum să evoluați. Și pe poziția de unde vă puteți afla în acest weekend, văd că locul în care vă aflați cumva contribuie la această măcinare interioară, pentru că tot ce vă înconjoară vă readuce aminte de această situație nasoală, de ce s-a întâmplat și nu vă lasă să treceți mai departe. Nu cred că o să călătoriți în acest weekend, sau dacă e o călătorie, e vorba de o călătorie pe distanță scurtă. Dacă toată această situație se referă la o situație personală, da? Vă macină ce s-a întâmplat într-o relație de dragoste, cum ați lăsat lucrurile până ieri și vă consumați pe interior din cauza lucrurilor care s-au întâmplat în această relație, în weekendul ăsta tot ce vedeți în jurul vostru cumva o să vă readuc aminte de relația respectivă. Când stați în casă, și dacă stați pe canapea să vă uitați la televizor, o să vă readuceți aminte de cum stăteați acolo împreună cu partenerul sau partenera, să vedeți rama foto cu voi doi când erați mai fericiți, dacă ieșiți în oraș, vă aduceți aminte de toate locurile în care vă plimbați, în care vă întâlneați, în care vă simțeați bine și toate lucrurile astea vă macină tot mai mult, mai mult, mai mult și nu vă lasă să scăpați din acest cerc vicios care se întâmplă în mintea voastră. Dacă e vorba de o relație profesională, vă faceți foarte mari griji. Vă îngrijorați că lucrurile care s-au întâmplat la servici, la job, în afaceri, într-un proiect, s-ar putea să vă afecteze cumva veniturile și nu sunteți siguri, pentru că trebuie să așteptați până luni ca să vedeți exact ce decizii se iau, dar cumva voi vă faceți singuri rău, vă măcinați singuri anticipat înainte să știți clar outcome-ul acestei situații.
În orice caz, oriunde ați călători în acest weekend, nu reușiți să scăpați de aceste trigere vizuale, da? Oriunde vă aflați în acest weekend, ceva vă va aduce aminte de această situație care vă macină. Partea pozitivă este că puteți să întâlniți în acest weekend acest rege de săbii, care este o persoană foarte înțeleaptă, o persoană foarte strategică, de la care aveți multe de învățat. Oricine ar fi acest rege de săbii pentru voi, că e bărbat, că e femeie, fiți foarte atenți la o persoană care are o gândire foarte analitică și e capabilă să facă un plan foarte bine pus la punct, să creeze o strategie foarte bine pusă la punct. Asta e genul de persoană care, înainte să acționeze, înainte să facă orice, să ia o decizie, să trimită un mail, să spună un cuvânt, se gândește la toate implicațiile acestei acțiuni. E arhetipul maestrului de șah care e capabil să gândească cu 20 de mișcări înainte. Poate să fie o persoană pe care o cunoașteți deja sau o persoană nouă care apare în viața voastră în acest weekend. Profitați de această întâlnire și cereți un sfat, cereți ajutor de la această persoană, pentru că vă va deschide o cu tot o altă perspectivă. Și exact asta aveți nevoie voi acum, pentru că, uite, toate cărțile aici care s-au etalat sunt săbii, sunt din suita de săbii, sunt cărți care ne indică foarte multă activitate mentală. Și această activitate mentală nu pare deloc pozitivă. 9 de săbii și 3 de săbii sunt ambele două cărți foarte negative, sunt două cărți foarte rele. Și voi aveți nevoie acum de o idee nouă, de o perspectivă nouă asupra situației în care vă aflați, astfel încât să ieșiți din acest blocaj energetic, din acest blocaj mental în care sunteți. Pentru o mică categorie dintre voi, puteți să profitați de energia negativă a acestui weekend și să vă impuneți să faceți așa un declic mental și să reușiți să vă elevați voi singuri prin forță proprie, prin muncă proprie, la statutul de rege de săbii, da? Dar, repet, pentru o mică categorie dintre voi, o să puteți să vă scoateți singuri din acest blocaj mental, să vă eliberați de orice trigger din exterior și să ieșiți în urma acestui weekend mult mai înțelepți, cu o strategie de viață, cu un plan de viață pe următorii 3, 5, poate chiar 9 ani. Dar asta e pentru foarte puțini dintre voi. Per total e o energie tricky, da? E o energie așa cu plusuri și minusuri, cu mai multe minusuri decât plusuri, îmi pare rău să vă spun, dar trebuie doar să știți cum să o manevrați. Mai ales că totul se referă la partea asta mentală, de comunicare, la lucruri cu care zodiile de aer oricum sunt obișnuite să lucreze, să manevreze. Trebuie doar să aveți grijă. Să aveți grijă să nu ratați niște oportunități și să nu ratați această persoană, acest rege de săbii. Hai să vedem și un mesaj de la cărțile Oracle, The Universe Has Your Back, da? Universul vă ține spatele, să vedem unde vă ține spatele Universul în acest weekend pentru zodiile de aer, gemeni, balanță și vărsător. Universul vă dă un mesaj de încurajare în acest weekend și vă spune că dacă alegeți calea iubirii, calea dragostei, calea sufletului vostru, Universul o să vă arate pe unde să o apucați. Trebuie doar să acționați din integritate, din pasiune, din dragoste, din compasiune chiar, și Universul o să vă arate calea pe care trebuie să o urmați. Trebuie să ieșiți din această energie mentală și să vă conectați cu energia sufletului vostru, cu sentimentele voastre, cu ce simțiți că e bine să faceți, cu unde simțiți că e ok să mergeți și Universul o să vă arate calea. Rog să-mi lăsați în comentarii cum se aplică această energie pentru voi. Până săptămâna viitoare ne vedem în fiecare zi pe Facebook și Instagram cu etalările zilnice. Vă mulțumesc tuturor celor care v-ați abonat, chiar mă ajută foarte mult. Orice like, share, subscribe și comentariu de-al vostru mă ajută foarte mult să cresc acest canal și să vă
pot furniza cât mai mult conținut de calitate. Bun. Hai să începem pentru zodiile de apă, rac, scorpion și pești. Mesaje pentru weekendul 7-8 noiembrie. Ce puteți să faceți, unde vă puteți afla și pe cine veți putea întâlni în acest weekend. 7 de săbi, 10 de monede și 9 de bâte. În acest weekend, zodiile de apă, race, scorpionii și peștii au tendința să fie năstrușnici și năzdrăvani, da? Acest 7 de săbi este deseori denumit și hoțul sau dezertorul. În alte interpretări este văzut ca și o energie mai năstrușnică, da? Cineva care face farse și care cumva aruncă cu pietre în spițele de la bicicletă doar să, ca să vadă oamenii cum se împiedică și cad. E o energie mai ciudată și interpretată ca ce puteți să faceți în acest weekend. Parte dintre raci, scorpion și pești sunt puși pe glume în acest weekend și nu sunt neapărat cele mai fericite sau mai bune glume. Parte dintre voi, mai ales cei tineri, o să fie tentați să facă tot felul de farse, să spună anumite lucruri doar ca să vadă ce reacție obțin de la oameni, da? Să fie nonconformiști și să acționeze, să vorbească, să aibă un comportament ieșit din comun doar ca să vadă ce reacție poate să obțină de la oameni. Dacă sunteți părinți și aveți un copil adolescent, un rac, un scorpion sau un pești, să știți că e doar o energie trecătoare și să vă așteptați la un comportament puțin mai ieșit din comun de la copiii voștri. Pentru altă categorie de raci, scorpion și pești, în acest weekend, o parte dintre voi o să lăsați în urmă un set de idei, un set de gânduri, un set de reguli cu care erați de acord înainte, oarecum o să dezertați dintr-o manieră de gândire, da? Efectiv, lăsați în urmă anumite lucruri care voi simțiți că deja nu mai sunt în concordanță cu traiectoria voastră, care nu vă mai servesc. Oarecum refuzați să mai serviți anumite idei, să fiți slujitori unei idei sau unei persoane care nu vă mai reprezintă, nu vă mai ajută sau de care sunteți nemulțumit. Oricum e clar pentru toate zodiile de apă, pentru toți racii, scorpioni și pești, în acest weekend o să faceți ceva ieșit din comun, ceva ce nu vă stă în fire. Într-un mod sau altul o să fiți excentrici, posibil influențați de tranzitul lui Uranus în Taur, care pentru raci și pești face aspect pozitiv de sextil, pentru scorpion aspect de opoziție. În orice caz, scoate ceva din voi, scoate la suprafață ceva din voi care era ascuns și care până acum nu era cunoscut de oamenii din jurul vostru, da? Dacă ar fi să întrebați o persoană apropiată de un nativ din zodia rac, scorpion sau pești în acest weekend, o să vă spună că nu s-au comportat cum le stă în fire, au făcut ceva ieșit din comun pentru ei. Unde puteți să fiți în acest weekend? Zecele de monede indică călătorii la distanțe scurte sau călătorii înapoi către o casă părintească sau către o proprietate care aparține familiei voastre de mult timp. Partea dintre voi poate să călătoriți la bunici, străbunici, la originea voastră pe linie de familie. Pentru aceia dintre voi care nu o să călătoriți către locuri care sunt legate de familia voastră de bază, de corul vostru interior, o să fie o călătorie internă către niște valori care v-au fost transmise pe linie de familie. În orice caz, în acest weekend se pune foarte mult accentul pe lucruri care se transmit din generație în generație. Fie că e vorba de valori, tradiții, religie, proprietăți, bani, bunuri de valoare sau trăsături fizice care se transmit pe linie de familie, poate chiar niște boli cronice care se pot transmite prin ADN. În orice caz, toate zodiile de apă o să aibă niște experiențe legate de aceste lucruri care se pot transmite din generație în generație, care se pot moșteni din generație în generație. Pentru unii dintre voi o să fie lucruri fizice tangibile, pentru alții o să fie concepte și idei
filozofice sau internalizate. Depinde de la caz la caz. În orice caz, pentru cei care o să călătorească fizic către părinți, bunici, membri ai familiei, puteți să vă așteptați că n-o să plecați de acolo cu mâna goală, o să plecați cu ceva, cum de altfel se întâmplă de obicei când vizitați familia. Pe cine puteți să întâlniți în acest weekend? O persoană care întruchipează energia nouă de bâte, o persoană panicată, speriată, obosită, care a trecut prin foarte multe greutăți și care simte nevoia să se descarce, să se plângă, să obțină compasiune și milă din partea celor din jur. Iar un nativ din una dintre zodiile de apă, rac, scorpion sau pești, este bineînțeles candidatul ideal de a juca rolul de psihoterapeut sau de confesor pentru acest gen de persoană care simte nevoia să se descarce emoțional, care a trecut prin foarte multe lucruri și vrea cumva să se descarce energetic asupra voastră. Mare atenție să nu vă încărcați negativ cu problemele acestei persoane, pentru că nu va ajuta pe nimeni lucrul acesta. Această persoană într-adevăr a trecut prin multe, dar în acest moment se plânge doar de dragul de a se plânge și vrea să obțină cât mai multă atenție și compasiune de la cei din jur. Nu vă încărcați cu problemele acestei persoane, ascultați-o, da, oferiți un sfat adecvat dacă îl aveți. Cel mai bun lucru care puteți să-l oferiți acestei persoane este timpul vostru și un cuvânt de încurajare. Mai mult de atât, nu văd că ați putea să faceți, oricum e o energie trecătoare, nu e ceva atât de grav precum pare la prima vedere. Hai să vedem mesaje de la cărțile Oracle, The Universe Has Your Back, sau Universul vă ține spatele, la Universul vă ajută. Să vedem cum vă ajută Universul în acest weekend pe zodiile de apă, raci, scorpioni și pești. Mesajul de la Univers pentru zodiile de apă, rac, scorpion și pești este că ar trebui să acceptați iubirea Universului, să învățați din această capacitate a Universului, a lui Dumnezeu, cum vreți să-i spuneți, de a iubi necondiționat toate ființele de pe acest pământ, toată creația sa. Învățați din această dragoste necondiționată. Lăsați-vă ghidați de această iubire pentru toată creația și asta o să vă ducă înapoi în lumină, o să vă aducă înapoi pe calea sufletului vostru în această viață. Un mesaj foarte frumos pentru zodiile de apă, un mesaj care ar trebui să fie foarte ușor de înțeles pentru voi, mai ales pentru voi care oricum sunteți zodii foarte intens conectate cu structura voastră emoțională și sentimentală. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică această energie pentru voi. Nu uitați să mă urmăriți și pe Instagram sau Facebook, unde postez mesaje în fiecare zi, câte o etalare de tarot pe zi. Vă mulțumesc foarte mult tuturor celor care v-ați abonat. Dacă nu v-ați abonat încă, ce mai așteptați? E foarte ușor, e simplu, e pe gratis și pe mine chiar mă ajută foarte mult. Puteți să susțineți foarte simplu acest canal dacă vă abonați, dați un like, un share, un comment, astfel încât să primesc și eu un feedback de la voi, să primesc încurajările voastre pe această cale și să pot să creez cât mai mult conținut de calitate pentru voi. Vă mulțumesc tuturor pentru cum ați urmărit, vă doresc să aveți un weekend minunat. Nu uitați că ne vedem duminică cu taroscopul săptămânii următoare și în fiecare zi pe Instagram și Facebook. Pa, pa!